Bună dragilor! Noi mai devreme am ajuns acasă, am fost la câteva cumpărături, imediat este 5 și jumătate, iar eu nu am apucat să filmez un vlog, nici nu știu dacă voi face astăzi un vlog, cred că voi filma doar ceea ce am cumpărat astăzi ceea ce am cumpărat zilele trecute de la Ușan, câteva chestii și de la Carrefour și ce am comandat de pe, de pe Temu. Și haideți să vă arăt uh, ce am cumpărat. Prima oară am fost în Lidl, apoi am fost în Kaufland, iar la urmă am fost uh, pe la Pen. Vați cum mă simt, uh, nu, mă simt uh, nu mă simt tocmai bine sufletește. Uh, pot să zic că mi-este și puțin așa rău, am o stare așa de rău, că am plâns foarte mult și astăzi de dimineață, nu mă simt tocmai bine, cred că se vede și pe fața mea, am încercat să să-mi acopăr puțin fața cu fond de ten, cu pudră, cu ce am pus eu acolo ca să arăt mai bine, dar altfel ai fi zis că sunt o mumie, sunt foarte, foarte umflată. În sufletul meu simt încă o, o, o vinovăție foarte, foarte mare, deci am remușcări foarte, foarte mari și cred că ajung și, dacă stau bine și mă gândesc, regret ceea ce am făcut, dar deocamdată eu nu mai pot, pot să fac nimic. Am încercat să fac un bine pentru ele. M-am gândit să nu fiu egoistă și să le țin acolo în acea cușcă doar pentru bucuria și pentru sufletul meu. Dar uh, după cum mă simt eu acum și remușcările pe care le am, asta simt în momentul acesta. Nu știu ce voi simți peste câteva zile. Poate că voi uh, voi realiza că am făcut uh, ceva bine sau poate că nu. Nu știu dacă este bine sau nu. Dar la momentul acesta simt uh, un regret foarte, foarte mare și dacă aș da timp înapoi nu, nu aș mai, nu cred că aș mai face sau poate că aș face o 30% și 70% le-aș le, -aș, le -aș fi ținut, nu știu. Bogdan a zis că îmi pune scoci la gură, i-am zis e ok, pune scoci la gură, dar încerc să-mi stăpâne și lacrimile pentru că degeaba am pui scoci la gură, că lacrimile curg singure, așa, nu știu, orice animăluț văd, culmea că și pe, pe, internet, pe la reclame, pe la televizor, pe TikTok, deci oriunde mă uit și orice fac, într-adevăr, nu mi-apar și înșiluțe, dar îmi, apar iepurași, cățeluși, pisicuțe, animale, deci animale, rozătoare, deci trebuie să mi apară ceva și orice lucru mi îmi aduce aminte am de ele, singura alinare care o am așa este mini și bingo, deci ei chiar mi oferă această alinare ce e? hai! ei chiar îmi oferă această alinare și oarecum încep să mă simt mai bine, dar știți cum e nu reușești să înlocuiești niciodată acel animăluț, acea persoană dragă pe care ai pierdut-o chiar dacă moare un cățeluș, o pisicuță și tu iei altul cu gândul că îl înlocuiești, acel lucru nu știu, nu este la fel, deci tu locuiești să te simți tu bine și să te mulțumești, așa sufletește, dar acel cățel, acel animăluț nu mai este la fel uh, ca celălalt pe care l-ai avut, deci uh, oricât am încercat și încercăm noi oarecum să ne găsim alinare în alte lucruri sau ceva de genul, nu știu cum sunteți voi, poate că sunteți niște persoane mai puternice, mai tare așa de caracter, dar eu sunt foarte sensibilă, foarte, nu știu, emotivă, așa că eu și dacă mă uit la o telenovelă, un film sau ceva la televizor și mi se pare emoționant, chiar dacă știu că acel film este fake, nu este adevărat, da? deci nu se întâmplă real ceea ce arată în acel film, da? nu suferă din dragoste cu adevărat și așa mai departe sau nu știu, accidente sau ce se întâmplă acolo, eu uh, sunt așa sensibilă și încep să plâng. Și după cum am mai zis, eu mă atașez de anumite obiecte, da, pe de niște, uh, niște inimioare, niște sufletele, deci n-ai cum să, să nu te atașezi de așa ceva. Și mi-aș fi dorit și eu să fiu așa mai, mai puternică, mai tare de caracter, dar uh, nu. Eu sunt o persoană care iert foarte repede, care uit ceea ce s-a întâmplat, sau poate chiar dacă nu uit, iert și încerc să uit. Așa, e, așa, așa, sunt eu, așa este, așa este sufletul meu și bun, să lăsăm ceea ce simt. Haideți să vă arăt ce am luat. Uh, în seara aceasta vreau să gătesc, uh, momentan nu mi este foame, sincer să fiu, nu ne este foame, pentru că noi am mâncat la panini câte un sandwich, mă m am morțit mâna. Uh, și am luat să facem ceafă la cea oală tefal, că se face foarte, foarte faină, fragedă, gustoasă și îmi place maxim, și niște cartofi lângă, doar că nu știu cum o să-i fac cartofii, pentru că am mâncat la panini cartofi prăjiți în sandwich și și cartofi prăjiți separat cu cașcaval. Pentru că noi am cerut o porție de cartofi prăjiți uh, cu ketchup pentru Marc. Ketchup-ul, bineînțeles, că mi l-a dat într-o cutiuță din aia de plastic, dar eu n-am știut că acei cartofi au cașcaval pe deasupra, cașcaval ras. Iar Marc nu mănâncă cașcaval, adică nu mănâncă cașcaval deloc, dar nici cartoful cașcaval cu brânză, cu parmezan, nu. Deci lui îi plac să fie uh, cartofii simpli și... Apropo, am o veste nemaipomenit de bună referitor la bingo. Deci, credeți-mă pe cuvânt că de când, am, de când am întrerupt tratamentul cu vitaminele, du-te să-ți dea tata. întrerupt tratamentul cu vitaminele și am început să-i dau ceai de ment la burtică sa mai strâns și nu mai face la fel de moale, încet încet se vede că și revine. Are un apetit de a mânca și de a bea apă la fel de mare, dar starea lui este una foarte, foarte bună nu mai stă la fel de mult cu ochișorii închiși, nu mai stă la fel de umflat cum stătea. Mai are momente în care stă umflat sau stă cu ochișorii închiși, pentru că este normal. Mâine se împlinește o săptămână de când s-a întâmplat, iar el a suferit un traumatism și nu se recuperează atât de ușor. Deci a avut un șoc foarte mare pentru el, ca păsărică mică, așa, și este foarte vioi, aleargă, ne pupă, cel puțin pe Bogdan, Doamne, îl ador, astăzi a venit voia să mănânce împreună cu Bogdan, totul vrea să facă numai cu Bogdan și mă bucur din suflet că am decis să fac acest lucru și uh, mare grijă să aveți și voi atunci când luați medicamente pentru voi, când dați medicamente copiilor voștri sau animaluțelor voastre, pentru că, din păcate, acele medicamente se pare că nu ne fac tot timpul bine și asta am văzut pe propria experiență la bingo, adică, cum am întrerupt medicamentele, cel puțin de aseară nu i-am mai dat nimic, am început să-i pun ceai, iar astăzi am schimbat ceaiul cu apă și așa mai departe. Deci, eu azi noapte n-am putut să văd cum are el starea, dar de dimineață când m-am trezit și când a auzit-o pe Mini, că Mini a dormit cu mine în dormitor și când am venit în coace, el a început să ciripească și să fie foarte bucuros și să aibă reacțiile alea de bucurie, să-i dai drumul și se agita în cușcă, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Deci, semn că una la mână probabil nu mai era ușor deshidratat, că eu așa consider că era ușor deshidratat, că el bea apă, dar elimina foarte mult, deci făcea în continuu treaba mică și treaba mare, ceea ce la el până să se îmbolnăvească, n-am văzut niciodată să facă treaba mică, doar treaba mare, atât. Dacă n-aveam de găinați peste tot și era într-o formă normală, nu diarie, nu constipat, nu nimic. Uh, și de când i-am -am dat drumul din Colivie, deci am început să facă niște gesturi pe care ele le făcea înainte să fie lovit. Deci m-am crucit, chiar am zis, Doamne ce minune! Deci ce, ce diferență a fost probabil și de la cel ceai de mentă pe care i-l am făcut, și nu i-l am făcut cu zahăr, uh, și că nu am mai luat acele vitamine pe care îi le dădeam pe, pe guriță. Deci v-am zis, am văzut o diferență foarte, foarte mare. Și de aceea vă sfătuiesc și pe voi atunci când aveți, nu știu, fie că e papagal, cățel, broscuță, testoasă, pisică, ce e, rozătoare, să aveți mare, mare grijă și să-i urmăriți. Pentru că dacă voi îi cunoașteți și știți că ei au fost altfel sau nu știu, să încercați să vedeți câteva zile cu medicament și câteva zile fără. Uite, de exemplu, eu am auzit foarte multe cazuri la oamenii care au probleme cu tensiune sau la oamenii care au probleme cu diabet. La unele persoane le merge bine atunci când își ia tratamentul, pe când la alte persoane le merge bine atunci când nu își ia tratamentul și au renunțat complet la acele medicamente pentru diabet sau pentru tensiune, și le merge mult mai bine. Și atunci când lua acel, când lua acel tratament pentru diabet sau pentru tensiune, depinde de ce avea fiecare, nu le mergea bine. Deci De aceea zic că trebuie să încercăm și să probăm așa mai, mai multe variante. Tatăl meu are și probleme cu tensiunea și are probleme și cu diabetul. Și eu i-am mai zis să mai încerce să mai lase din medicamente pentru că nu se știe dacă îi, dacă îi vor face bine. Și chiar am discutat cu o tanti așa întâmplător, am fost cu tatăl meu și cu copiii la Carrefour, ea vindea acolo la boche, nu știu cum, mezeluri în fine și au început să vorbească despre diabet. Și tanti a spus că ea a început să meargă pe varianta asta de, de naturiste. Deci să meargă pe naturiste, nu mai a nimic de la nutriționist, de la diabetolog sau de la ce se dă acolo, că nu prea le am pe partea asta să cunosc exact, dar știu că atunci când ai diabet mergi la nutriție. Și a zis că a lăsat efectiv totul la o parte Uh, culmea că mergea la aceeași doctoriță la care merge și tata și ea a spus să aibă foarte mare grijă pentru că de obicei ne îndoapă cu acele pastile sau cu acele medicamente așa aiuria, iar nu la toată lumea poate să funcționeze și să meargă bine acele, acele medicamente. Iar eu cunosc persoane care au diabet, deci tatăl meu are diabet și nu face insulină, dar gustă și mănâncă așa câte puțin din fiecare și are grijă și mănâncă și dulce și mănâncă și, nu știu, săraci și, în fine, știu că trebuie să ai oarecum grijă și să ai un regim, dar știu că le, le merge bine. Chiar și bă, bătrâna la care a lucrat mama din Italia, Tosca, care are 93 de ani, anul acesta face 94, ea tot timpul bea la amiază cafea, bea câte un pahar de vin și ea făcea cu insulină, deci avea diabet cu insulină. Uh, dulciuri, prăjiturele, ciocolată, biscuiți, dar uh, le mânca cu măsură. Deci nu, important este să nu sar calu, să mănânci cu măsură și să ai, uh, să ai grijă. De aceea am zis și tatăl meu să aibă grijă și să încerce să mai testeze așa și pe, nu știu, pe partea asta, pe cale naturistă, să vadă un pic dacă merge, pentru că și atâtea pastile pentru noi ne atacă, uh, ne atacă ficatul. pupă mama pe bingo! Se-l bingo! Hai la tata, uite, îl pup pe tata. Mă! Ce somn? Mă! Te pup pe tata. Unde-i tata? Iată că vine. A venit la tata, deși le pup. Deși îl pup, hai că nu te iau. Uite, bungo, bungo te i puplu, tata. Dă-i puplu, tata. Of, of, of. te i puplu, tata. Știți <truzări> deci că e un bătrânăl din ăla morocănos? Știți deci că sunt un bătrânăl morocănos? Da. Uite, acum nu prea am eu chef. Nu prea am eu chef, deși pup. e puplu. E Mua, 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 mua. Vă arăt ce am cumpărat. Uh, deci, nu știu dacă vă vine să credeți, dar pe aceste produse de aici am dat 97 de lei. Chiar mai devreme am rătăcit bonul pe undeva, dar nu știu pe unde l-am mai pus. Ceea ce mie chiar mi s-a părut puține produse și destul de mulți bani. Dar, având în vedere că ceafa a fost 16,99, 11,99, 14,99, parcă 8,99 și ceva de genul, nu. Dar, oricum am ajuns să trăim vremuri grele, să mergem să cumpărăm câteva produse și să dăm o grămadă de bani. Chiar astăzi am văzut că au ridicat, nu știu dacă doar la noi în Brașov, laptele acela care este la un litru jumătate cu 3,5% grăsime de la Pilos din Lidl, cu 9 lei și ceva. Ceea ce mi-aduc aminte că îl văzusem ultima oară pe cel la un, 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 cel cu 1,5% la 7 lei și ceva, iar celălalt la 8 lei și ceva. Iar ei au început din nou să ridice uh, prețurile. Și am uh, am luat așa, 10 ouă, pentru că în ultimele săptămâni sau luni tot am cumpărat cofra cu câte 30 de ouă și parcă am mâncat în ultima perioadă ca multe ouă fie că le-am mâncat așa, nu știu, prăjite, omletă, chiar și dimineața am mâncat omletă, fie că le-am, nu știu, băgat poate în prăjituri, dar parcă consider eu așa că am mâncat prea multe ouă și am zis, măi, de data aceasta cumpăr doar 10 ouă, să mai facem așa un pic de pauză. Am luat ceafă, portocale roșii, portocale normale, patru iaurturi grecești, unt, Săptămâna trebuie să cumpărăm acest unt, doar că săptămâna trecută nu am cumpărat și dacă mă credeți era să rămân cât pe ce să nu mi-ajungă să-i pun la pachetul Selenei pentru că noi eu pun și la piure, pun și la cartofi franțuzești, mănânc și eu dimineața la micul dejun cu nu știu, o felie de salam, parmezan sau ce pun eu acolo, deci untul acesta e cel mai bun, cred că v-am zăpăcit și chiar vi-l recomand din suflet pentru că este un unt nemaipomenit de bun. Pentru mine am luat aceste stixuri, am luat telemea din lapte de vacă, îmi place să-mi pun așa pe cartofi prăjiți sau să-mi fac o salată, îmi place să mănânc și la micul dejun, iar aici am luat mozzarella. În ultima perioadă am tot cumpărat cașcaval și parcă am ajuns așa să fac o comparație între cașcaval și mozzarella și să-mi placă mai mult mozzarella decât cașcavalul, dar sunt sigură că acest lucru este doar de moment pentru că eu mă plictisesc foarte, foarte repede. Uh, ca și fructe și ca și legume, aș fi vrut să cumpăr, nu știu, în primul rând ca și fructe, aș fi vrut să cumpăr ceva mai mult, ca și legume, hai să zicem poate o roșie, doi castraveți, nu prea suntem noi cu legumele nici în perioada verii când sunt nemaipomenit de gustoase, dar în perioada iernii nici atât. Vara mai luăm, poate o legătură de ceapă, usturoi verde, o salată, ridichi roșii, castraveți pentru că au altfel gustul, dar acum în perioada asta toate, toate legumele pe care le-am încercat, ardei, uh, gras, capia, salată, ușor amară sau poate chiar mai mult amară, uh, roșia și castravetele n-are niciun gust, deci zici că mănânci roșie înghețată de la frigider sau și că mănânci gheață, nu știu, bo, oribile la gust, uh, ridichile la fel, ceapa verde la fel, ce mi se pare așa că mai ai, să zicem, care gust uh, pe partea verdețurilor, leuștean, uh, pătrunjel și mărar. Alea fructelor aș fi vrut să cumpăr și altceva, dar în afară de clementine, portocale, mandarine, banane, lămâi, kiwi, mango, rodie, nu știu, nu prea aveam foarte multe opțiuni. A, fine, zmeură și astea, da, erau, dar alea, după cum știm, sunt destul de scumpe și parcă n-au niciun gust în perioada asta, parcă afinele cât de cât mai au gust, dar nu știu, zmeura, căpșunile și astea mai luăm așa pentru pofta copiilor și uneori se nimere să fie dulci, dar alteori trebuie să le punem Si și așa prefer să nu le cumpăr, să îi îmbogățesc pe ăștia și practic să cumpăr ceva și să nu aibă gust. Nu, nu chiar nu-mi doresc acest uh, lucru și apropo mai devreme mi-am dat drumul la mașina de spălat la 90 de grade și am pus jumătate de litru de oțet acum nu știu dacă ar fi trebuit să pun un litru sau de fapt cred că sticla are un litru jumătate nici nu știu cât are pentru că a început să me mane din nou un miros foarte foarte urât și săptămâna trecută am făcut acest lucru tot cu oțet și cu bicarbonat și a funcționat perfect dar mirosul a revenit și mă gândesc că trebuie să fac de mai multe ori acest lucru sau poate va trebui să cumpăr o soluție din aia din DM sau din alte magazine special pentru mașina de spălat uh, da. așa că pe partea fructelor au rămas la portocale roșii și portocale normale pentru că facem destul de suculeți, mai avem niște kiwi lămâi, o banană amărâtă care ar vrea să fie și am mâncată, dar nu o bagă nimeni în seamă, o gutuie pe care o avem de luni, de zile și tot am zis că vreau să mă pun să o mănânc și n-am reușit. Uh, mai avem niște mere amărâte, aici la fel niște portocale, așa că în sezonul acesta nu prea ai foarte multe opțiuni de fructe. Mango am cumpărat și nu l-am nimerit, rodile așa și așa, cache, am observat că nu se mai găsește probabil că a trecut vremea lor iar așa nu prea ai foarte multe opțiuni, pomelo ce n-am mai luat de ceva timp, dar sincer o să fiu, parcă nu mă dă așa pe spate și să trecem la produsele astea, de fapt hai să trecem la astea, mai aveam niște sucuri, dar acele au rămas la mașină, nu le-am mai ridicat uh, sus 4 etaje uh, Coca-Cola, mai aveam un timbar de vișine și încă ceva, asta este al Selenei, a avut și Marcu nu doar că l-a băut, dobitoane cu apă minerală saci de gunoi, au adus saci de gunoi într-un final, i-am căutat de ceva timp și tot am spus că o să-mi cumpăr mai mulți, dar acum am pus mâna pe unul pentru că, nu știu, nu am așa o stare, nu aveam o stare și astăzi la cumpărături, nu am simțit -o mai bine, nu aveam chef de nimic, am pus mâna pe ceea ce am crezut eu că e necesar nevoie și am, nu știam cum să plec acasă, dar... Într-un fel nu acasă, chiar am spus lui Bogdan că nu-mi doresc să ajung acasă, deci eu acum că am ajuns acasă aveam așa o stare de, o stare de singurătate, o stare ciudată de nu-mi doream să ajung acasă pentru că știam că mi-aduc aminte de ele și că ele nu vor fi acasă. A, nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi să pierd pe cineva drag, o ființă umană, deci nu știu cum aș proceda, deci ar fi horror. Mai ales că vorba aia zici, mai niște animăluțe, dar la o ființă umană este total diferit. Pentru Selena am luat acești biscuiți, ei plac foarte mult biscuiții populare, acum nu contează că sunt, nu știu ăștia, cred că sunt marca Penny. Da, în fine, mie mi se pare că se aseamănă între ei. Supă, cartof roșii, iar de la Kaufland am luat așa, aripioare. Ceea ce fac eu în ultima perioadă, acum că poate voi fi criticată sau nu voi fi criticată, este vorba de banii mei și consider că acest lucru, și asta o fac de câteva luni bune sau... Dar cred că de câteva luni bune. De fiecare dată când merg să cumpăr carne, fie că iau de la Kaufland, în Carrefour... Vine A, vine bingo, au și așa mai departe. Chiar și penii pentru că am pățit-o, nu de alta, deci am pățit-o și de la Penny, am pățit-o și de la, de la Lidl, Carrefour, deci am pățit-o. Și asta vă sfătuie și pe voi să faceți atunci când vreți să cumpărați pipote, ficat, orice tip de carne, luați și înțepați într-un loc cu unghia și sinceră să fiu dacă e să miroasă foarte urât, nu le cumpărați și să nu vă pese, să nu ziceți, măi, dacă ar fi să stăm să gândim să înțepăm toți aceste cutii, pe păi da, da, dacă ar fi să stăm să ne gândim toți și să cumpărăm carnea lor împuțită, care putea, hoit, deci am nimerit carne care mirosea, deci îți venea să vomiți. Scuzați-mi expresia, păi mai bine să plângă ei și să dea retur la marfă sau să piardă ei banii decât să pierd eu, că eu nu o să stau să mă duc toată ziua pe la magazine, poate am bonul, poate n-am și să plec de aici până la Kaufland să consum și motorină și timp ca să mă duc să-mi returneze banii, că nu am nimerit carnea bună. Așa că eu așa vă sfătuiesc, de asta zic că probabil o să primesc hate sau nu, nu este ca aceeași chestie cum a fost... Trendul acela prostesc în care copiii mergeau și se apucau să spargă toți moșii de ciocolată de prin magazine și așa mai departe. Nu, aici este o diferență totală. Ăla spărgea ciocolata și o lăsa la raf și normal că era uh, era pierdută ciocolata dar nu o mai lua nimeni. Și astea sunt pierdute, dar aici eu măcar nu pierd banii mei. Așa că eu, de fiecare dată când cumpăr orice tip de carne, iau și o înțep într-un colț și încep să fac așa și să-mi bag nasul. Și credeți-mă pe cuvânt că înainte să plece mami în Italia a vrut să-și cumpere o bucată de somon din Penny. Și ea a zis că ce zici, arată bine? Îi zic, mamă, de -a arătat arată bine, dar hai să vedem și mirosul. Când am mirosit, de deci ce am zis? Că murim amândouă în magazin, deci instant mi-a venit să vomit, vă jur, mirosea peștele ăla și mai costa și în jur de 30 și ceva de lei bucata aia de somon și nu, nu, chiar nu-mi doresc acest lucru, așa că este suficient să faceți doar atât, iese mirosul. Să miroase a carne normală sau nu, dar vă dați seama, cel puțin dacă miroase urât și estricată, deci așa. Și aceeași, aceast, aceeași chestie am făcut și la ceafă. Uitați aici, că se vede și nu vă, nu vă mint. Și așa fac de fiecare dată. Dacă mi se pare că miroase ok, o cumpăr, dacă nu o las acolo. Normal, normal ar fi trebuit, atunci când uh, și eu și cine ar găsi așa ceva, să chemăm un angajat de la, da, oricum eu de acum așa voi face, n-am făcut până acum, de ce să vă mint? Mie îmi place să fiu sincer. Dar de acum încolo, când o să mă duc într-un magazin și o să văd ceva de gen, o să chem un angajat, o să-i dau să miroasă și o să-i spun să verifice, nu știu, carnea, lotul acela pe care l-a primit sau nu știu, dar să facă ceva ca să nu vină un alt om săracu și să cumpere acea carne stricată sau un bătrân, o bătrânică care ei săracii habar nu au și Chiar am văzut astăzi la Penny o tanti care zicea, păi ăsta produsul ăsta am văzut că e la ofertă, deci ți se rupe sufletul când vezi cât de multă lume amărâtă, dacă e cuvântul potrivit, să zicem așa, cu o pensie foarte, foarte mică și merge și vezi acolo că și adună acolo, nu știu, un mor, covun măr sau ceva să se bucure și să-și cumpere să gătească și ei sau ea sau el, deci, nu știu, foarte trist. Nu știu cum o fi prin alte țări, sunt conștientă că prin partea India, Pakistan și alte, alte țări din lumea asta, probabil este mult mai rău decât la noi, dar consider că și la noi e, e, e crunt, crunt. Aici avem niște biscuiți din aia moi cu jeleu și la exter exterior cu ciocolată, covrigi, cașcaval, pufarine, doamne, că mă întristează tot ce se întâmplă în jurul meu, deci mă întristează pe bune, vă zic sincer, când văd oameni, că sunt mai în vârstă, la cerșit, copii, că sunt de etnie romă, ce sunt, mă, sau când văd oamenii aia pe bancă, Că dorm, boschetar, scuzați-mi expresia, mi se rupe sufletul, mi se rupe sufletul și nu pot să fiu indiferentă. Eu nu pot să fiu, eu am încercat, eu am dat, când am avut, un bănuț, că am avut, na, cât am avut, am împărțit sau o portocală sau ce am putut, am dat și am ajutat și mi se rupe sufletul să fim indiferenți, pentru că nu toți putem să fim no norocoși să avem deasupra capului o casă pe care o ai putea rate sau pe care o ai poate închirie sau poate că este a ta, nu toți pot să aibă norocul ăsta sau să aibă norocul să aibă, nu știu, un. Fruct, apă să se spele și așa mai departe, și vă zic sincer că și ce am văzut pe la grădina zoologică, nu neapărat că nu ar fi crescute și tratate bine animalele, dar mi se rupe sufletul, așa că e, mi se pare și consider că ar trebui să fie în habitatul lor, de deci să fie în libertate. Nu că nu vreau să se înțeleagă greșit că mizerie, mizerie, na, cum e pe la animale, știți și voi, cum e și porcul, vaca, găinile, ați văzut și la țară, fiecare animalie nu e învăța cu curățenia, niciun caz le place să se tăvălească în noroi, să calce prin balegă și așa mai departe, că na, sunt animale, nu sunt ca noi oamenii să știe cu curățenia și ați văzut că până și la unii oameni nu prea sunt cu curățenia, sunt certați cu curățenia, n-au treabă, apoi la un animaluț, animaluț, ce pretenție să mai avem. Am luat uh, cornișor, varză tocată, dar nu mi-aduc aminte dacă aceasta este varza pe care eu o luam. Deci chiar nu mi-aduc aminte. Dar am luat să o încercăm. Almete cu smântână, în uh, zacuscă de fasole, uh, măgura, am avut două, doar că una am mâncat o marca, asta este a selenei, mușchi, de la Cristi, am făcut uh, acum vreo săptămână și ceva două varză călită cu mușchi și mi-a plăcut foarte, foarte mult, așa că am în plan zilele următoare să fac o fasole scăzută cu acest mușchi. Îmi place că e foarte afumat și foarte bun. Avem uh, două sicluțe cu lapte bătut, salam, tortelini cu cașcaval, două pachete. Am uitat să-mi iau de la uh, Lidl sau din Penny pastă de tomate, dar nu e nicio diferență, că e de Kaufland, că unii ori aceeași chestie, doar că ambalajul diferă. Aici avem niște chipsuri tortila și două pâini de secară pe care le încercăm pentru prima oară. Uh, mi s-a părut așa interesant cum arătau, sau wow, au? ce am făcut acolo, I uite, nu am... cred că-i spartă pe undeva pâine de secară, mi s-a părut interesantă cu semințele astea așa, așa moale, proaspătă. Acum vedem. Să știi că punga asta s-a spart. Așa că una este a mea, una a lui Bogdan. O ia la muncă. Una dintre pâinii s-a spart, așa că s-o dau pe la altă, care nu-i punguța spartă. Ca să nu plec să scadă toate semințele astea când desfaci o felie de pâine. Uite cum am păsit eu. A, da. Trebuie să-mi ajungă și bombonica acasă, m-a sunat uh, și am vorbit cu ea și a zis că au plecat de la Coresii. Bombonica mea a ținut tot numai în ieșiri. Ieri au fost la McDonald's, au fost la coresii, au fost la parc interior, la parc exterior, astăzi au fost din nou la coresii. Deci a, a fost așa o... Pentru ea să -a, a bucurat și mă bucur din suflet că nu a luat parte să meargă cu noi la... Oricum acest lucru ea nu, nu și l-a dorit și mi-a spus că nu-și dorește să meargă la zoca să-l vadă să, să sufere. Și bine că nu a, venit, uh, nu a venit cu mine pentru că altfel am fi plâns amândouă, așa băieții nu au plâns, marc, nu, nu cred că realizează atât de mult ceea ce se întâmplă, nu cred că ar realiza ar atât de mult dacă ar pierde o ființă umană din jurul lui, poate doar că pe mine și pe tatălui, să zicem așa, nu știu cum ar reacționa la bunii sau dacă ar realizat, dar... Uh, ce pot să vă spun este că Marc cu Bogdan nu au plâns. Bogdan oricum este o fire foarte puternică și suntem amândoi Zodia-Taur, doar că eu sunt în luna aprilie, iar el este în luna mai. Suntem decane diferite, el este o persoană încăpățânată, dar în același timp și miloasă și lasă și de la el, dar dacă ei călca pe coadă, să fii cam sănătos că nu știu dacă te cam iartă. Bine, acum depinde de situație că pe mine sau pe copii este altceva, are alt, alte sentimente față de noi dar așa, nu știu, ca străin sau poate ca o persoană mai îndepărtată, neam sau ceva de genul, nu prea ai cu cine să stai la discuții, pe când eu, eu sunt așa mai miloasă, emotivă, iert, chiar dacă mai supăra mai tare și încerc să par mai dură, nu prea, nu prea merge. Și de asta zic că mă mir, normal, dacă e să fie adevărat la zodiacul care se spune că ar fi acum, eu ar trebui să fiu berbec, iar el ar, fi, ar, trebui să fie taur. Acum eu nu, nu mai iau după acea chestie că s-a schimbat zodiacul, eu sunt taur, cum am știu din totdeauna, sunt pe 25 aprilie, taur sunt și taur voi rămâne toată viața. Selena este pești și Marc este fecioară. Marc este fecioară ca tatăl meu și ca uh, mama mea. Mama și tata sunt fecioare amândoi, Uh, și Mar, dar aici îl dăm pe Marc la o parte, mama este o altă fire și tata este o altă fire. Mama este în septembrie, tatăl meu este în august. Tata e o fire mai dură, mai rece, dar în același timp sensibil și se emoționează la fel ca și mine. Dar uh, depinde de persoanele care îl emoționează, că el în primul rând la noi, familia lui și așa mai departe, nepoți și așa mai departe, este foarte sensibil, așa cu persoanele din jurul lui, dacă nu îi sunt aproape, e mai rece și mai indiferent. Uh, animalele îi plac, dar îi plac mai mult la curte, nu îi plac în casă, pe când mama este altfel, este emotivă, plânge, moale, uh, ușor naivă, da, deci ușor naivă, e de asta zic că nu este la fel de puternică și așa, ușor naivă, iartă foarte repede, deci de asta zic că nu suntem la fel chiar dacă suntem aceeași zodie, eu cu Bogdan sau mama cu tatăl meu, în niciun caz suntem total diferiți, iar Marc, având în vedere că este undeva la mijlocul lor, deci tatăl meu este pe 29 august, mama mea este pe 22 septembrie, uh, Asta cum se numește? Mark este pe 14 septembrie Și e la mișlocul lor Deci are și din ceea ce are tata Are și din ceea ce are mama Deci din ceea ce am menționat Dar e ușor să zicem sensibil și el Că este și el sensibil Dar da, v-am lăsat O să-mi pun produsele la locul lor Și sper să reușesc să mă duc să filmez Să vă arăt ce am cumpărat de pe Temu Și celelalte uh, produse Pentru că deja este târziu 6 fără și trebuie să pun să gătesc Și... Poate, poate, mai reușesc așa să mai fac câte ceva printre și să fie oarecum și bă, cumpărături și vlog în același timp, că eu oricum cam așa mai fac, dar să știi că Bingo a plecat de aici. E la voi? Da, aici. Ufletu și viața mea! Nu am mai apucat să filmez mai nimic din această zi. Mai devreme am primit pachet de la mama din Italia și vrem să vă arătăm și vouă ce am primit. Este primul care va începe să ne arate ce a primit, pentru că el nu mai are răbdare și vrea să desfacă mașinuțele. Aici avem un set de mașinuțe. Wow, ce frumoase sunt, sunt mașinuțele curse. Aici avem... Uh, mai avem acest uh, set cu avion, elicopter, vapoare și etc. Acest set cu multe machetuțe. Wow! Aici avem o basculă foarte frumoasă, aici avem o mașină, dar am uitat cum se numește asta, dacă nu mă înșeli este un escavator, dar nu vreau să uh, greșesc că habar nu am. Aici mai avem un set de avioane și de elicopter foarte, foarte drăguțe, toate lucrurile sunt drăguțe ce am primit, toate și ale mele și ale voastre, aici avem o machetuță Mazda. Avem. Asta se numește? Da, uite, Mazda Mașina. scrie și aici. Mașina, wow! Aici ce mai avem? Aici avem Honda. Wow! Ce frumos avem aici. Aici mai avem această mașinuță de poliție. O pun. Și aici mai avem o mașinuță tot de poliție. Un albă Alba. și una neagră. Ce mai avem? Acest autobuz sau autocar, foarte drăguț și ăsta. Altul. A, altul. Fii Pe atent. Nostru. Asta e un autobuz Aerobus. pentru aeroport. Avem un set de mașinuțe, tot de curse. Marc mai are asemănătoare, din ce mi-aduc aminte chiar la fel. Ține un pic, te rog. O pernuță. Uh, care se bagă în priză și se încălzește înăuntru, are apă, lichid, nu știu ce are și pentru mânuțe, să-și încălzească mânuțele. Selena are pe roz și marca are pe albastru, doar că Selena este la uh, încărca sau în priză, unde da, e băgat? Da, -am scos, ha. e foarte fain, deci da? merge. Pui mânuțele și, și e, așa cal când... Ia Ai, ține un pic. Și te încălzește, Vai, nu? Ia, ține rata. așa, dintr-o parte vine, de umăr. Trimești, știi? Așa. Marca a primit aici acest plovor cu moș Crăciun foarte, foarte frumos. Așa, ce mai avem? Auzi, sună telefonul. Copilașii au primit câte o, o lămpiță. Aceasta este cu sirena, iar aceasta este cu flamingo. Asta este a lui Marc, iar asta este a Sele. Aici avem marshmallow, alt marshmallow așa scuze, încă un marshmallow de fapt aveți la fel, nu? două și două, ia să vedem două așa și două așa ce mai avem? cu tine am terminat, Marc, poți să pleci ca și dulciurile mai au pe acestea acest mix de la Haribo așa aici avem un alt mix de la Fini cu tot felul de geleuri. au și gume, din ce văd foarte fain, abia aștept să mănânc și eu niște jeleuri de aici în ultima perioadă nu prea am mai mâncat dulciuri și parcă oarecum e poftă, dar acum e, o șansă să-mi fie poftă că nu am, nu am mâncat și mi-este foame. Aici avem niște mâncare pentru papagal și aceste batoane de la Vitacraft, iar pentru mini avem aceste sticks-uri. Aici mai avem niște fâșii din carne, unul l-am mâncat, dar mai aveam, dar nu știu pe unde sunt. Așa. Pentru copilaj mama i-a trimis și niște pateu din ton, spunti, care este foarte, foarte bun. Tot pentru copilaj cutiuță din asta cu parmezan, grisine și suculeț, doar că Marc deja a, a, umblat la cutiuță. Eu am primit acest nor cu aromă de pui. Îmi place foarte mult, mai ales la, la supă și dacă fac supă minestra cu griș, cum se face la ei în Italia, doar cu acest vegeta reușesc să dau gust la acea supă și să o fac identică ca în Italia. Am încercat cu vegeta, cu uh, delicat de la noi, dar n-are nicio treabă. Deci cu ăsta iese cel mai cel mai bun. Eu mai am. Mai am unul de pui și încă unul de porc în partea de jos. Și îmi plac foarte, foarte îmi mult și de -n -te -n -te -n -te -n -te. nu iese nicio problemă. Aici avem uh, două geluri de duș de la Bionsen, Miros foarte, foarte bine. Deci asta e, asta e gel de duș, iar acesta este gel de duș și șampon. No. Da. O să umplăm uh, uite mai... Păi mai... o să... Eu o să o da, uite, lasă că îl scoatem și trebuie să le apăsăm. Oricum, acei saci pe care i-am folosit sunt mici și am cumpărat no. din aia mari. Cum o să intre cutia ia mare de pe cutia aia probabil o vom pune într-un alt sac și o vom duce la gunoi mâine, da? te bucuri? Da. am primit o cratiță dacă zic bine, o oală, o cratiță și abia aștept să o încerc deși eu am oala mea tefal dar este binevenită și ea, această oală, chiar îmi place, mai ales pentru ceva așa, dacă fac o cantitate mai mică sau vreau să, nu știu, prăjesc niște cărniță, un felul doi, deci se potrivește perfect. Iar acum a venit Selena să ne arate ce a primit ea. Asta e filmat o? Asta? Am, da, m-am apucat, da. Aici. eu am primit aici un... săpun, da, să săpun pun. lichid și asta o să-l împart cu toată familia pentru că nu vreau să-l... Miroase demenția la da. trandafir, da Deci îmi place maxim da. Cum miroseau toate lucrurile da. în cipru dacă ți-am aminte Aveam o Ia să opresc carnea Da, să-i dași pe nas Nu, nu-i nimica Te-ai nu spălat pe nas, spălat pe nas. Foarte drăguț Da, chiar foarte, foarte drăguț Ce-ai primit aici un la la balsam? Un da? balsam de buze. Și miroase bine? Da. Cam astea, nu? mama. Miroase așa fructat, cam... dar parcă în același mama. timp un pic, nu știu. O oh. Și când Desfăle cum vrei. Are gust. Are gust da? Așa. A ce? Dulce sau ce? Puțin nu știu cum să zic, să-ți explic, dar bine, nu chiar așa Bus. Se vede că e roșu, da, Ana. Eu, uite, m-am dat roj. cu la Fanta da? și mi-a mi făcut... Uite, nu se prea vede, dar mi îmi place că mă mai dau în casă. Da, păi ele. aceste balsamuri de buze sunt pentru hidratare. Mai da. Mai avem aici un bal... Nu, un roj. Balsam, uite, deja un păr. Tot așa un roz cu slipizan. Dar da, nu trebuie, trebuie să-l scoți de tot, că poate se rupe. Dar nu e la fel ca asta. Așa și asta hidracolor. arată foarte fain, așa, foarte hidratant. Da, ia să vi l dacă colorează și... Hidracolor. Asta ar trebui să... Cam așa, da. Da. E drăguț. Uh -huh. mi-e -mi place că mi se potrivește și cu un luciu. Da, păi nu pentru așa. vârsta ta nu e ceva intens și chiar da. se potrivește. Avem un strogurel, Fanta. Foarte fain, care face așa un uh, rozaliu schimbă culoarea. Uite jos. Uau Wow, ce drăguț Are un de domnului. portocaliu și roșu. Da, un portocaliu mai închis. nu se vede pe camera. Se vede. Da, miroase fain. Miroase suc de portocale, a Fanta. Da, suc Fanta mirose Uite. Și parcă spre mirinda. Da, așa. Uh -huh. Da, mirinda Fanta. Să pun imimiori, ai I -i auzit? Un, se zice, un de buze. Aici e un, cred că un fel de ulei pentru buze. Da, sau un, da, ceva cu bilă și cu sclipici. Mi-aduc aminte că și eu am avut în copilărie și când mă dădeam pe buze, aveam un sclipici atât de mare de mi oferea o senzație nasoală. Simțeam sclipiciul la abraziv pe buze și nu îmi plăcea, dar asta e fain că nu iese sclipiciul, dar arată foarte, foarte drăguț. Deci chiar foarte drăguț. Fanta nu se mai duce. Nu? Dar lasă le în cutie. E? Selena cutie? deja s-a uitat la ele. Sunt niște balsamuri de buze. Sunt uh, albe. Nu, nu pătează, nu face nicio culoare. Și cred că sunt foarte hidratante. Arată foarte, foarte drăguț. Arată una. Unu. Bă, întors. E alb. Și au miros? Mm -mm. Nu? Și, da, sunt de genul de. acela de balsamuri pentru buze pe care le-am avut și noi, și eu în copilărie. Ua, se, simte se simte faină? Da. <laughs> mama. Vreau să menționez că în afară de ceea ce veți vedea că Selena a primit, ea a mai primit niște bănuți extra de la mama adică extra e ca și... O, cum să numesc, au ca și, sunt ca, ca, egalitate la fel. Nu are marc mai mult sau mai puțin. Dulciurile sunt la fel. Marca a primit mașinuțe și astea pentru că de asta se bucură de bucuria jucărilor. Marc, uite aici una. Iar Selena se bucură de bănuți ca să-și cumpere ceea ce își dorește. Că poate o să ziceți că Marca are mai multe decât Selena. Are mai multe produse, dar Selena primește și uh, bănuți. Ce-ți plac mai mult, banii sau produsele? Sincer, am plac amândouă, pentru că la produse mă încântă, uite cum am încântat așa. Că de sunt de diferite până. și da. așa. Uh, și la bani pot să-mi cumpăr și de deci, mult. da, alea... Am am arătat dulciurile. A, da? Da, Marta, că aveți două și două, arată-ți Adidas și minunați. Am primit o pereche de Adidas superbi. Deci sunt superbi. Mi-aduc aminte că au avut ceva de genul la Adidas cu acest auriu, nu cu pietre din ce mi-aduc aminte, dar cu auriu uh, au avut și sunt foarte, foarte, foarte frumoși. Așa, ți-a luat mărime? Bună, 39, ai probat? N -n -n. Nu, ia să vedem, să facem proba. Sper să vină. și eu sper. Da, și și în alții, acolo puțin. Da, dați vin? Super. Da, nu bine. simți așa că e degetul no, în față sau ceva e de perfect, genul perfect. nu mă strânge nici aici ia de, wow, ce iar aici ce am primit noi Selena hai să începem Azi? cu parfumul da. aici avem un parfum eu deja l-am testat pentru că nu am avut răbdare. Nu este un parfum pe placul meu. Îmi place foarte mult cum arată sticla, deci arată foarte, oh. foarte frumos. Doar că parfumul nu este pe gustul meu. Este un parfum foarte dulce și un parfum mandat, cred că de vreo 20-30 de minute cu el la închetură, dar pot să spun că nu este pe gustul meu. Selenei cred că îi place, oh. nu știu. Mai mult să mă dau pe păr. Da? pe cap, pentru că. Dar mirosul îmi place, zici că e parfum de la sticla, cum am de noi, mov sau roz. Da, sau... nu știu, mie nu-mi place, deci nu-mi nu mm. place mirosul. La parfumuri este puțin mai greu să mă nimerești pe mine, eu sunt foarte pretențioasă și nu neapărat pretențioasă că nu accept, că sunt o persoană cât se poate de simplă, sunt pretențioasă că mi se face rău, mă doare capul și nu pot să mă dau cu orice parfum. Începe Ia să mi se fac așa o leșin așa. la stomac și o durere de cap și nu pot să folosesc acel parfum dacă nu-mi place. Mi <coughs> nu, nu, că o să-l simți deci... da, nu, nici mie deci, din păcate, mamaie, tu nu ai nicio vină, îți mulțumim din suflet să fii sănătoasă, intenția contează mai devreme i-am dat tip la jos, pentru că mai avem și acolo care trebuie să dăm lubet I avem și pentru sora mea pachet, dar nu este pe gustul meu, iar aici avem dacă vă aduceți aminte, când am fost ultima oară în Italia la Mamaie, am descoperit, ultima oară sau penultima, sau și și nu mi-aduc aminte, am descoperit aceste băuturi Alibaba și Mogu Mogu, care sunt demențiale, deci nouă ne plac foarte mult și știu că nu este o variantă tocmai sănătoasă, să zicem așa. Dar nu ne plac foarte mult, așa că mama mai ne-a deplinit dorința să le bem, pentru că noi nu le-am găsit aici. N-am găsit nici să le comandăm pe internet că m-am uitat și s-a uitat și bogdan în Italia, că el face Italia doar că nu le-a găsit. Aceste băuturi se găsesc la acele magazine mici, pakistaneze sau indiene. Cred, nu știu, habar nu am și. Nu le găsim. Da. Așa că mie îmi plac cel mai mult a, a, deci asta am încercat-o mai devreme și nu este pe, pe gustul meu, deci nu are treabă cu trandafiri. Foarte puțin aromă de trandafiri, nu aș mai recumpăra. Astea două plac mai Astea mai e a doua îmi plac cel mai mult și asta cu pepene galben. Ai gustat-o și pe De data trecută când am fost în Italia. A, da? Da. Acum nu am, nu am gustat. Asta gustat Deci asta cu fistic nu am gustat-o din ce mi-aduc aminte. Și avem așa, avem cu căpșuni 5. cu afine mogu mogu una, cu mango mogu mogu două, trandafiri fisticuna, pepene galben migdale una, Căpșuni am zis sal, și două și cu kiwi. Acestea sunt a lui Marc. Asta, asta, mogu mogu, deoarece el nu nu bea din ăștia, lui nu-i plac. Da. Așa că mama i-a luat după placul fiecăruia mie, mi-a luat așa, așa, iar restul sunt ale uh, copilășilor. Da. Uh, am mai luat una mai băut eu unul acum. Ah da, l-a aruncat. Asta a fost tot uh, la da, fel ca da. acesta. Cu asta, licii, am da. gustat și eu și chiar este. Mai cumpăr, noi, vreau să mai și dacă îmi place și asta, Da. Și Mie îmi plac foarte mult ăstea pentru că au niște biluțe în interior și gustul așa în sine, cel puțin la ăsta de căpșuni și la ăsta sunt, osia două sunt preferatele mele. Ăsta l-am gustat, îmi place, ăsta ai fistic nu l-am gustat. Deci, da, dacă găsiți așa ceva și sunteți de acord să beți uh, aceste băuturi și nu aveți nimic împotrivă, chiar vă... Le recomand. Da, vi le recomand. Nu, le plac foarte mult și dacă sunteți curioși, puteți să le încercați. Exact, dacă sunteți curioși, le puteți găsi la magazinele pakistaneze, din ce am înțeles de la mama, că așa a zis Elena că i-a spus mama mea sau poate le puteți găsi și online, dar uh, în alte țări. Deci am văzut că se găsesc online, doar că nu le poți comanda uh, la noi în România. Ce am văzut că se pot comanda în Anglia, dacă nu mă înșel și cred că mai sunt și, și alte țări. Dar în cazul în care le vedeți printr-un magazin, astea mi se pare că sunt la uh, Miniso. Da. Deci la Miniso le găsiți astea, o, dar... Și uh, că găsim A, și astea, 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 da. Dar nu chiar așa, dar cu mango am gustat când am fost în București. Da, ceva de genul, dar Găsiți? așa nu. nu. Mai devreme am pus ceafa să se facă la această oală și o să mă apuc să fac și uh, ceva cartof sau ceva lângă, încă nu, nu m-am decis. Să am încercat-o și, și este foarte fierbit, adică uh, atunci când o spui aici, ți se ca așa dintr-o dată. Am încercat să le fac un vareș, dar n-am putut, dar... Le bagi în congelator zis. și... Da. Lor, <laughs> eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!